timp în calitate de reprezentant al domnului Vitali Marian în acest dosar, care este clientul meu, pot să vă comunic că este foarte important de delimitat în acest dosar nediscriminarea din motiv de orientare sexuală și motivele legale pe care se bazează reclamantul în cauza respectivă. Și anumele motivele respective sunt încălcarea prevederilor legii cu privire la libertatea de exprimare și prevederile articolul 14, 15 și 16 din Codul Civil, ce vizează lezarea onoarei, demnității și reputației profesionale a unei persoane fizice și juridice. Cu acestea fiind spuse, încă o dată accentuez că reclamantul, făcând o motivație în cererea de chemare la judecată, aceste două instrumente juridice, nu are niciun drept să se bazeze pe o nediscriminare în dosarul respectiv, ci anume pe depășirea limitelor libertății de exprimare și pe prevederile din Codul Civil, ce vizează lezarea onoarei, demnității și reputației profesionale. Deci trebuie exclus din start nediscriminare din acest dosar. Și vreau să spun că atât în practica mea de jurist, cât și în practica multor altor juriști și avocați, există astfel de dosare, ele sunt o multitudine, dosare ce vizează lezarea onoarei, demnității și reputației profesionale unei persoane fizice. Inclusiv în practica mea, un dosar recent avut cu domnul Mihai Ghimpu, care și acum este pe rol, este deja depus un recurs la Curtea Supremă de Justiție. Și sunt o multitudine de astfel de dosare. De ce este foarte important de exclus, din stat, motivul nediscriminării sau discriminării pe motiv de orientare sexuală din acest dosar. Este un dosar de drept comun, iar instanța de judecată se va exprima în expunerea sa, în motivarea sa, asupra încălcării limitei libertății de exprimare sau lezării, într-o oarecare măsură, a onoarei, demnității sau reputației profesionale a reclamantului în cauza respectivă. Deci, încă o dată accentuez că trebuie din start exclusă acest motiv al nediscriminării, deoarece nu este nicio argumentare juridică în acest sens, și doi, nu văd nicio necesitate a adoptării unor modificări la legislație sau o legislație nouă ce să vizeze apărarea drepturilor, intereselor homosexualilor, deoarece, iată, aceștia au o posibilitate legală, perfect juridică, să se adreseze în instanțele de judecată, să-și apere drepturile, să-și înainteze interesele sale, bazându-se pe legislația existentă, legislația în vigoare a Republicii Moldova. Deci nu este nevoie de nicio lege a nediscriminării. Iar acest dosar este cel mai elocvent exemplu în acest sens.